Jandarmii sălăjeni sărbătorit miercuri 163 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. La eveniment au fost invitați prefectul județului Sălaj, Ionel Ciunt, președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, primarul Radu Căpânășiu, șef de instituții cu care jandarmeria colaborează și cadre în rezervă sau retragere. Domnilor ofițeri, maestrinitari și subofițeri, avem onoarea ca la activitățile plăjuite de împlinirea 163 de ani de la înființarea jandarmeriei să participe prefectul județului, domnul Ionel Ciunt, președintele Consiliului Județean, domnul Tiberiu Marc, primarul municipiului Zalău, domnul Radu Căpânășiu, reprezentanța administrației publice locale, șefii instituțiilor cu care unitatea cooperează sau colaborează în îndeplinirea misiunilor, presa locală și foste cadre ale unității. Tuturor le mulțumim pentru prezență. Vă rog pentru început să-mi permite să dau citire mesajului ministrului afacerilor interne, domnul Radu Stroie. Jandarmeria Română aniversează pe 3 aprilie 163 de ani dedicați apărării ordinii și siguranței de drept, echilibrului normalității sociale, factor vital într-o comunitate sănătoasă. Puține instituții ale statului român se pot mândri cu o istorie atât de îndelungată, ceea ce denotă continuitate, coerență și păstrarea unor valori autentice. Știu că ați avut un an greu, marcat de numeroase evenimente. Știu că de multe ori statutul profesional pe care l-aveți a atras critici la nivelul opiniei publice, însă mai știu că Jandarmeria Română înseamnă mult mai mult decât restabilirea ordinii publice. Jandarmeria Română înseamnă ajutarea oamenilor aflați în dificultate, intervenția în situații de urgență, înseamnă militare expus riscului 24 de ore din 24, în zăpezi, în ger sau inundații. Iar, la fel ca și mine, cetățenii știu și văd asta în fiecare zi și vă răsplătesc prin încrederea cu care vă apreciază. Fiți mândri de arma pe care o slujiți. Ați dovedit-o că sunteți o forță credibilă în slujba semenilor și prin propriile puteri v-ați asigurat un loc de frunte între instituțiile care se bucură de încrederea populației. Nu uitați că, împreună cu celelalte instituții ale Ministerului, aveți ca obiectiv prioritar creșterea gradului de siguranță, iar de la dumneavoastră, cu toții așteptăm fermitate, legalitate și operativitate. Nu în ultim rând, doresc să-i salut și să-i felicit pe jandarmii români aflați în misiuni internaționale, în Afganistan sau Kosovo, care sunt în misiuni de restabilire și menținere a păcii. Prestigiul dobândit în plan internațional, prin executarea cu profesionalism a misiunilor, demonstrează că sunteți instruiți, educați, să fiți furnizori, garanți și apărători de liniște și dreptate. Cu ocazia zilei armei, vă urez la mulți ani. Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroie. Rog pe domnul prefect să prezinte mesajul domnului prim-ministru al României. Mulțumesc,
Ziua Jandarmeriei Române, pe care o sărbătorim în fiecare an la 3 aprilie, este un excelent prilej pentru a sublinia încă o dată rolul fundamental al acestei instituții a statului. Jandarmeria a dovedit în ultimii 23 de ani că reprezintă o componentă puternică și stabilă a sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, o instituție pilon și o autoritate de bază a statului care își îndeplinește fără echivoc misiunea de a apăra ordinea publică, siguranța cetățenilor și liniștea socială. Aș vrea însă ca la acest moment aniversar gândurile tuturor să se îndrepte nu atât spre jandarmerie, cât mai ales spre jandarmi, spre oamenii care dau, de fapt, consistență, forță și prestigiu acestei instituții. Dumneavoastră, cei care vă puneți viața în slujba comunității, înfruntând tot felul de amenințări și pericole, sunteți cei pe care îi sărbătorim astăzi. De asemenea, ziua de 3 aprilie o dedicăm colegilor dumneavoastră, care din nefericire și-au pierdut viața în timpul misiunilor încredințate. Jandarmeria sunteți dumneavoastră și datorită curajului, al altruismului și al sacrificiului pe care le-ați arătat de atâtea ori, instituția se bucură de o plină apreciere și încredere din partea opiniei publice. Societatea vă este pe deplin recunoscătoare pentru eforturile pe care le-ați întreprins în vederea salvării de vieți omenești și bunuri materiale. O mare încredere în profesionalismul și spiritul de responsabilitate pe care jandarmii manifestă față de membrii comunităților în care își desfășoară activitatea. Numeroasele misiuni de căutare, salvare, evacuare, acțiuni de protecție antiteroristă, limitarea și înlăturarea consecințelor inundațiilor și calamităților naturale, precum și salvarea a numeroase vieți omenești pe trasee montane, vor rămâne ca fapte memorabile în istoria jandarmeriei române. Curajul și demnitatea arătate în situații limită, rezultatele deosebite pe care le-ați obținut în misiunile internaționale, atât în Afganistan, sub egida NATO, cât și în Kosovo, sub autoritatea EULEX, au demonstrat în altul nivel de profesionalism și eficiență pe care l-ați atins, contribuind fundamental la imaginea pozitivă a Ministerului Afacerilor Interne, dar și la consolidarea prestigiului internațional al României ca partener serios și furnizor activ de securitate. Conduita, abnegația, exemplul personal, precum și tradițiile militare și civice ale armei și uniformei dumneavoastră, constituie repere morale și factori de echilibru pentru întreaga societate. La 163 de ani de existență a Jandarmeriei Române, dovediți că rămâneți același corp de elită responsabil și loial intereselor statului român, iar Jandarmeria Română reprezintă o forță credibilă și responsabilă, garant al păstrării ordinii constituționale, democrației, valorilor și drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Dragi jandarmi, la ceas de sărbătoare, pentru arma dumneavoastră, în numele Guvernului României și al meu personal, vă felicit și vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați, sănătate, putere de muncă și un sincer mulți ani. Semnează domnul Victor Ponta, prim-ministru al României. Dragi jandarmi, vă rog să-mi permiteți și mie, ca numele instituției pe care o reprezint, să transmit un gând de suflet, a zice eu, cu ocazia sărbătorii de astăzi. Multe s-au fi schimbat de 163 de ani în ceea ce înseamnă istoria Jandarmeriei Române. A rămas însă neschimbat un lucru, și anume că dumneavoastră de atunci și până astăzi vă ocupați de ordinea publică, de liniștea publică și de siguranța cetățeanului. Foarte important, foarte important lucru. Știu că trăim într-o lume în care ar vrea parte să ne facă ca pe toți ceilalți. Dumneavoastră aveți obligația, mai mult decât alții, să fiți foarte atenți la această provocare și să rezistați tentației acestei provocări. Mai știu că nici pe dumneavoastră, din păcate, nu vă ocolesc greutățile și grijile cotidiene. Cu toate acestea însă, aveți și datoria și obligația de a vă
ridica la exigențele pe care realitatea vremii în care trăim le impune. Aș vrea să transmit un gând de prețuire și de apreciere pentru cei trei colegi ai dumneavoastră care știu că sunt în misiune în Afganistan. Îi așteptăm acasă, sper să se întoarcă și dorim să se întoarcă cu sănătate la familiile lor. Pentru dumneavoastră și pentru toți cei dragi ai dumneavoastră, la mulți ani și multă sănătate! Onorat auditor, în prima parte a veacului al XIX-lea, ca urmare a transformărilor profunde prin care trecea întreaga societate românească, s-au produs modificări semnificative și în structura forțelor de ordine. În regulamentele organice din 1831-1832, ce reprezentau, în fapt, legea fundamentală a principatelor române, apare, pentru prima dată, într-un act oficial, termenul de jandarm. Tot aici era prevăzută și obligația adunării obștești de a crea un trup de jandarmerie națională. Transformarea vechilor structuri de menținere a ordinii publice în jandarmi se produce la 3 aprilie 1850, când domnitorul Grigore Alexandru Ghica semnează legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi. Noua armă a fost organizată pe principiile unei jandarmerii, citez, după pilda altor state. Modelul l-a reprezentat Franța, țara unde a apărut pentru prima dată jandarmeria modernă, termenul de jandarm avându-și de altfel originea în limba franceză. Jandarmeria română a fost considerată de la început, citez, o armă de elită și un corp dintre cele mai alese. Cadrele jandarmeriei, urmând a fi selectate doar din oamenii cei mai vrednici, deprinși cu purtarea armelor, am chiar citat. Legea lui Grigore Alexandru Ghica prevedea că jandarmeria, organ al forței publice, aparținea, citez, de Ministerul Treburilor din Lăuntru, în tot ceea ce privește slujba pentru care se înființează și ducerea la îndeplinire a poruncilor administrative și de Hatmanul Oștenilor, ca general inspector al tuturor puterilor armate, în tot ce va privi organizarea militară, disciplina, informarea și ținerea în bună stare. Legea preciza clar misiunile jandarmeriei, citez, pentru ținerea liniștii și siguranței locuitorilor întregului principat și pentru împlinirea slujbei municipale și prevedea că jandarmeria executa atât un serviciu ordinar pe baza propriilor regulamente, cât și unul extraordinar, în cazuri speciale la cererea autorităților. Legea din 3 aprilie 1850 este o lege de referință care a pus bazele unei noi arme. A fost o lege clară, așa încât un regulament de aplicare nu s-a întocmit, fiind emise doar câteva instrucțiuni. Legile care i-au urmat nu au făcut decât să o dezvolte și să îmbunătățească principiul. De aceea, domnitorul Grigore Alexandru Ghica, om al reformelor, susținător al mișcării unioniste, este considerat ctitorul jandarmeriei române, actul său din 3 aprilie 1850, reprezentând momentul nașterii acestei instituții fundamentale a statului. Acestea sunt doar câteva din motivele pentru care legea numărul 116 din 5 iunie 1990 privind organizarea și funcționarea jandarmeriei române stipula la articolul 66 alineatul 1. La data de 3 aprilie, în fiecare an, se sărbătorește Ziua Jandarmeriei Române. Vă doresc și eu tuturor, de ziua armii dumneavoastră, multă sănătate, multe împliniri și la mulți ani. Vă mulțumesc! Invitați, stimați jandarmi, o zi deosebită, Ziua Jandarmeriei Române și asta pentru că este momentul în care trebuie să reliefăm importanța acestei instituții a statului român, faptul că jandarmii sunt întotdeauna acolo unde trebuie să fie. Ne-ați obișnuit ca la aceste sărbători să avem chiar manifestări sau demonstrații pe care întotdeauna le-am vizionat oarecum ca și spectatori, de multe ori ca la un film la care ne uităm, dar care de fapt înseamnă în spate foarte multă pregătire,
înseamnă până la urmă că această instituție este pregătită să intervină prin oamenii pe care are, oameni care, desigur, așa cum se obișnuiește la un răspuns, în momentul în care este felicitat un subofițer, un ofițer, spune servesc patria, de fapt, arată acest lucru că sunt pregătiți pentru a servi patria. Atunci când, desigur, se cere. Asta se întâmplă și pe teatrele de operațiuni externe, dar de cele mai multe ori intern, înseamnă, e adevărat, se spune că jandarmeria este cea care restabilește ordinea, dar de multe ori are un acord deosebit la ce înseamnă menținerea ordinii publice, prin prezență. Uneori înseamnă temerea unor oameni față de uniforma pe care o văd în anumite momente, la evenimente, dar și pe stradă. Dar dincolo de această temere trebuie să înțelegem și, de fapt, acest lucru vreau să-l subliniez, înseamnă, până la urmă, liniștea cetățeanului, a cetățenilor, vis-a-vis de ceea ce înseamnă o pace socială și respectarea noastră între noi, de fapt, ca și cetățeni, pe care, la care și jandarmeria își aduce aportul pentru păstrarea acestei liniști, acestui respect, până la urmă, a cetățeanului față de cetățean și de regulile care trebuie să le respectăm, de legislația pe care cu toții suntem datori de a o respecta. Vreau să felicit pe toți cei care astăzi au fost înaintați în grad, pentru că înseamnă recunoașterea meritelor, dar la fel și pentru cei care nu au avut sorocul, să zic, sau momentul în care să se facă acest lucru, cu siguranță va fi în alte momente, să vă felicit, să vă doresc sănătate, bucurii, să fiți aceiași care ne-ați obișnuit să fiți și să ne ajutați în evenimentele pe care le desfășurăm la nivelul municipiului județului. Deci vă doresc sănătate alături de cei dragi și un călduros la mulți ani! Poate că e nevoie de un parteneriat. Poate că acest parteneriat n-ar trebui să fie suspectat de obediență sau de compromis. Dacă credem în aceleași valori, dacă avem aceleași obiective, atunci cred că fiecare, respectând regulile, ar trebui să-și aducă partea lui de contribuție. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, pentru faptul că interveniți și acolo unde alții nu mai pot interveni, asta arătând limitele atât ale administrației, cât și ale democrației câteodată, pentru discernământul cu care faceți și pentru echilibrul de care dați dovadă. La mulți ani! Mulțumim, domnule președinte!